De pe străzile orașelor, mașinile de măturat strâng grămezile de frunze uscate, pentru că e toamnă. Lucrările de toamnă. Toamna, agricultorii au mult de muncă. Se strânge recolta. În livezi, pomicultorii adună fructele și se bucură de roadă bogată. De pe podgorii, viticultorii adună strugurii copți. Legumicultorii strâng recolta de legume din grădini. De pe câmpuri se strâng cerealele. Agricultorii harnici din toamnă pregătesc câmpurile pentru recolta de anul viitor. Aratul și semănatul sunt lucrările de toamnă pe care le îndeplinesc cu multă sârguință. Mai sunt și alte lucrări care se efectuează toamna. Se taie ramurile la pomii fructiferi ca să dea roadă bogată la anul. Și se plantează pomi fructiferi tineri. Atunci copiii sunt de mare ajutor părinților și buneilor. Au și gospodinele lucrări de toamnă. Depozitează fructele și legumele în locuri răcoroase, ca să le consumăm proaspete mai târziu. Sau conservează fructe și legume pentru iarnă. Vorba aceea, cine toamna muncește, iarna huzurește. Să nu uiți să te abonezi!